Vă salut, dragilor! Astăzi vom vorbi despre complicațiile produse de paraziții intestinali și bineînțeles că vom afla și despre alimentele care ne pot fi de ajutor pentru a ne scăpa de aceste organisme străine. Paraziții sunt mult mai prezenți în viața noastră decât ne putem imagina. Cu mic cu mare, cu toții avem nevoie de o deparazitare corectă. Complicațiile produse de paraziții intestinali pot fi multiple, având în vedere că este afectată zona din corp cel mai mult implicată în susținerea imunitară a organismului, adică flora intestinală. Astfel, multe alergii pot avea drept cauză infestarea cu paraziți intestinali, fie că se manifestă la nivelul pielii, fie la nivel digestiv sau respirator. Persoanele, în special copiii, dar și adulții, devin anemice, cu tulburări de tranzit de tip constipație sau diaree, prurit anal, balonare, flatulență, dureri abdominale difuze sau localizate, greață și gust amar. Simptome neplăcute pot apărea și la nivel cerebral, cum ar fi stări de nervozitate, oboseală, somn agitat și altele. Se spune că în apropierea perioadei cu lună plină, în special săptămâna dinainte de lună plină, persoanele care au parazitoze intestinale prezintă simptome digestive sau alergice mai accentuate, precum dureri abdominale, diaree, crampe abdominale și erupții cutanate. Există peste 1000 de paraziți intestinali care trăiesc în corpul uman, unii au dimensiuni foarte mici, iar alții pot fi observați cu ochiul liber. Aceștia eliberează toxine în sânge, reducând rezistența organismului în lupta cu afecțiunile. Astfel, paraziții nu numai că provoacă afecțiuni, dar agravează și afecțiunile deja existente. În plus, paraziții perturbă absorpția corectă a alimentelor și a substanțelor nutritive din acestea. Reprezintă cauza principală a prăbușirii sistemului imunitar și stau la baza declanșării accelerate a cancerului și formării tumorilor. Un corp sănătos, hrănit cum trebuie, poate face față paraziților și toxinelor lăsate de aceștia, cu ajutorul esențial al unei alimentații antiparazitare și în plan secund al suplimentelor de calitate pe bază de plante. O parte din alimentele care hrănesc paraziții sunt lactatele, zahărul, făinurile rafinate, amidonul, produsele procesate, metalele grele și toxinele din diverse surse. La oameni există două tipuri de paraziți intestinali. Helmintii sunt organisme pluricelulare, precum teniile, oxiurii și limbricii. Aceștia au o lungime de la câțiva milimetri la câțiva metri și se hrănesc cu conținutul intestinului sau cu sângele din pereții intestinali. Al doilea tip sunt protozoarele, organisme unicelulare precum Giardia lamblia, Cryptosporidium și Mycosporidia. Unele persoane preferă să-și administreze anual, preventiv, o doză de albendazol, însă toxicitatea acestui medicament la nivel hepatic este destul de mare, pe când remediile naturale sunt mult mai sănătoase, ușor de suportat de către organism și prezintă avantajul că pot fi administrate zi de zi, în acest scop făcând parte integrantă dintr-un meniu sănătos. Să aflăm care sunt plantele pe care paraziții le urăsc. Pelinul sau Artemisia absinthium este o plantă perenă cu flori mici, galben-verzui, foarte bună pentru viermii intestinali. Acesta are puternice proprietăți antimicrobiene și poate fi folosit și pentru alt tip de infecții. Nu este recomandat femeilor însărcinate și celor care alăptează. Despre cuișoare se crede că este singura plantă care poate distruge toate ouăle paraziților. Acțiunea antihelmitică se datorează conținutului ridicat de eugenol, care este puternic bactericid. Cuișoarele sunt antibacteriene, antifungice și antivirale. Nuca neagră și coaja verde de la nucă sunt foarte apreciate datorită calității acestora de a curăța sângele și intestinele. De asemenea, ele pot ucide paraziții. Puteți să folosiți o combinație din aceste trei alimente: cuișoare, pelin și nucă neagră sau coș de nucă. Acest trio reușește să distrugă cu succes ciclul de viață al paraziților. În plus, această combinație poate întrerupe alimentarea cu sânge a tumorilor canceroase. Combinați aceste trei alimente în cantități egale și preparați o infuzie din o lingură de plante la o cană cu apă clocotită.
Tratamentul se efectuează pe o perioadă de o săptămână, cu pauză, după care se poate relua. Cimbrul este una dintre cele mai bune plante pentru stimularea timusului, o glandă importantă a sistemului imunitar. De asemenea, are proprietăți vermifuge. Printre remediile naturale pentru paraziții intestinali, se numără și ceaiul de frunze de hrean. Acesta se prepară din o linguriță de frunze uscate și mărunțite, la o cană cu apă clocotită. Totodată, semințele de fenicul au acțiune vermifugă pentru a completa tratamentul împotriva viermilor intestinali sau pentru a preveni infestarea. Usturoiul este anti-tot ce e rău. Virusii, ciupercile și paraziții toți urăsc usturoiul. Este o plantă incredibilă și este cel mai bine echipată pentru a ucide paraziții. Alte remedii naturale pentru paraziții intestinali sunt și semințele și uleiul de dovleac. Se recomandă câteva semințe crude pe stomacul gol dimineața timp de 2-3 săptămâni. Oregano conține o cantitate extrem de mare de antioxidanți care combat radicalii liberi și este în același timp și antiparazitar, antiviral, antifungic și antibacterian. Este un ucigaș eficient care poate fi folosit pentru refacerea de la zero a mediului microbian în intestine. Gențiana este un alt remediu natural pentru paraziții interni și un bun supliment pentru o cură de detoxifiere. Rădăcina de măcrișul calului este o plantă foarte utilă pentru curățarea sângelui și a limfei. Îmbunătățește funcția colonului și a ficatului și este folosită pentru a scăpa de paraziții intestinali, pentru a trata multe afecțiuni ale pielii și inflamații. Pe perioada curei de deparazitare, în alimentație se vor folosi fructe și legume precum afine, alune, frăguțe, căpșuni, lămâi, măsline, piersici, morcovi, ceapă, praz, mărar, pătrunjel, varză albă și mult usturoi. Un consum mărit de legume, cât mai variate, ulei de cocos, semințe crude, condimente și ierburi aromatice. De asemenea, se vor elimina toate alimentele care hrănesc paraziții. Dacă ne dorim să fim cu adevărat sănătoși și pentru că este inevitabil să ne ferim cu totul de toxine, este recomandat să facem aceste cure de deparazitare o dată sau de două ori pe an, la fel cum este important să facem și cure de detoxifiere a întregului organism. Nu toate plantele sau remediile din plante pot fi combinate între ele. Tratamentele pe bază de plante trebuie administrate cu atenție și numai după o documentare corespunzătoare. Autoeducați-vă! Pentru binele și sănătatea noastră, trebuie să știm că degeaba tratăm simptomele bolilor dacă nu căutăm să eliminăm cauza. Nimeni pe lumea asta nu ne cunoaște corpul și sentimentele mai bine decât noi înșine, iar vindecarea începe din interior, nu din exterior. Trăim vremuri în care pentru orice simptom avem un medicament. Reclamele la televizor sunt numai despre medicamente și minunile pe care acestea le produc în organismul uman. Totul este o mare minciună. Autoeducarea este cheia. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să sprijiniți acest canal, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați. Pentru mai multe remedii naturiste, vă aștept și pe pagina de Facebook Rețete și Remedii Naturiste, dar și pe grupul Biblioteca Remediilor Naturiste. Linkurile le găsiți în descriere. Nu uitați că materialul are caracter informativ. Persoanele care au nevoie de îngrijiri medicale trebuie să le obțină de la un medic. Punctele de vedere formulate, sugestiile și trimiterile pe care le conține acest canal se întemeiază pe experiența mea și sunt destinate în exclusiv studiului și cercetării individuale. Vă doresc sănătate și toate cele bune!